În vacanță e bine să-ți plănuiești așa, să-ți propui să fii cât mai copil tu cu putință, știi? Să uiți de ce înseamnă să fii părintele la critic sau părintele la cu standarde și să fii cât mai copil posibil ca să poți să te bucuri de jocul copilul tău și de jocul cu oamenii mari din jurul tău, pentru că și noi ne jucăm în vacanță, adulții mergem în vacanță să ne jucăm, nu? Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod din rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi alături de noi Gabriela Deniz, psihoterapeut, senior editor Herald. Vorbim despre o campanie frumoasă, 12 motive pentru a avea și soluții, bineînțeles, pentru a avea o vacanță de vis, o vacanță în armonie cu noi înșine, cu partenerul de cuplu, dar și cu copiii. Pornim discuția noastră de la o carte foarte frumoasă, este vorba despre familia conștientă, o revoluție în parentaj sau despre cum să ne creștem copiii cu atenție și înțelepciune de Șefalii Țabari, o carte publicată în colecția Parentaj, carte care iată face parte din această frumoasă campanie. Pentru că suntem în perioada vacanțelor și pentru că am intitulat această ediție, acest episod, să-i spunem, al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, cum să empatizăm cât mai bine cu copiii noștri. Iată, pornind de la conținutul acestei superbe cărți, ne gândim cum reușim alături de copii să avem o vacanță cât mai ok, o vacanță cât mai frumoasă, să spunem lipsită de accese de furie, lipsită de stări de nervozitate, de iritare și multe, multe alte lucruri. Pentru că, iată, și tu, da, ca orice soție, mămică, da, merge în vacanță, da, și întâmplarea face mai mult sau mai puțin că am invocat în episoadele anterioare, așa mi-a venit, Turcia și Antalya foarte mult, apropo de vacanțele petrecute cu copii. Și acum, din postura ta, să spunem, de psihoterapeut, ce recomandări vii, bineînțeles referitor la cartea menționată mai devreme, Familia Conștientă, în așa fel încât să avem o vacanță cu cât mai puțin, dacă se poate, cât mai puțin stres sau anxietate, sau cum spuneam mai devreme, să fim și atenți la nevoile copiilor. Da? Pentru că în spatele nevoii de atenție a copiilor se ascunde ceva și o să dezvăluim noi, dar în egală măsură să nu uităm nici de noi. Pentru că așa cum copiii merg în vacanță să-și încarce bateriile, noi ca adulți avem o nevoie la fel de mare, da? De a ne încărca bateriile, da? De a avea o vacanță ok, o vacanță reușită, da? Pentru a ne reîntoarce, să spunem, cu energie, pentru a ne continua munca acasă. Știi că m-am gândit destul de mult la întrebarea ta, pentru că mi-ai spus dinainte despre ce o să vorbim și m-am gândit destul de mult și la Șefalii Țabari și la cartea ei și ce aș lua eu de acolo, dar și la cum aș face eu să am o vacanță reușită, știi? Și primul lucru care mi-a venit în minte, bineînțeles m-am gândit la mindfulness, m-am gândit, wow, ce trebuie să... tehnici de respirație, o să fiu zen, o să fiu în rezonanță cu copilul meu, o să fac, o să... După care mi-a venit așa o inspirație de moment și a spus, dar știi, niciodată nu e ca atunci când ești copil. Și când trăiești lucrurile exact așa cum vin, când iei lucrurile fără griji și fără frică, și când te lași pur și simplu dus de emoția ta cu mica remarcă că atunci când suntem aduși putem fi și martori a emoțiilor noastre. Adică pe lângă faptul că ne lăsăm duși de emoție, că ne dăm voie să trăim emoția cu spontaneitate, cu plăcere, cu dragoste de viață, cu spirit ludic și vivacitate și vrem să fim prezenți acolo, avem și capacitatea să ne observăm pe noi înșine. Și poate câteodată ne iese mai bine, poate mai puțin, dar cu siguranță parte din un ingredient pentru rețeta asta a vacanței fericite cred că este să lași acasă criticul,
să lași acasă pe vocea aia din tine care te judecă și care spune n-ai făcut bine, ai greșit aici, vezi ce o să zică ea despre tine, ce o să zică ăștia despre copiii tăi, uite ce murdar sunt, uite ce gălăgie fac, doamne, sunt cumis deloc, uite, plâng în avion, uite, nu, ce mă fac eu. Vocea perfecțiunii, vocea perfecțiunii. Dacă iei criticul cu tine, omori orice pasiune și orice relație copiii tăi care ar putea fi reușită, știi? Cred că copiii simt când tu te bucuri, simt exact plăcerea ta de viață și vor să fie parte și vor să ia parte la asta. Și simt entuziasmul tău pentru ce urmează și entuziasmul tău pentru activitățile pe care le faceți împreună, pentru ce îți place ție, că mergi la mare, că mergi la munte, să fii cu prietenii, să când reușești să intri în starea asta, știi, de grație, să zicem așa, și chiar să te relaxezi și chiar să te simți bine în pielea ta și să nu te gândești că ai 3 kg în plus sau 10 sau că, uite, nu ai scăpat de celulită înainte să pleci în vacanță sau că nu stă bine costumul de baie și că, nu știu, sau n-ai avut bani să-ți iei costum de baie nou. Eu știu. Da, dacă lași deoparte toate lucrurile astea și te duci acolo doar ca să te bucuri de momentele pe care chiar ți le dorești și de care chiar ai nevoie, după un an întreg de muncă și după atâtea griji și pandemii și izolare și copiii simt. Da. Copiii simt că tu ești acolo, că tu vrei să fii acolo, că vrei să petrești timp cu ei. Iar dacă chiar asta îți dorești, adică să petrești timp cu familia și copiii tăi, nu cred că îți vor face prea multe probleme, știi? E așa un fel de a-ți răspunde la ce le oferi, știi? Primești ce oferi, lăsând deoparte că uneori plecăm cu stângul, că venim după relații dificile cu copiii noștri, că venim după un an tensionat, că venim poate după examene, că venim după, eu știu, momente în care ar trebui să fim mai fermi cu copiii și ne-am stricat relația. Știi că presiunile pe care noi le punem pe asupra copiilor, de cele mai multe ori, nu afectează nimic mai mult decât relația pe care noi avem cu ei. Și chiar mi-aduc aminte de un capitol a lui Gabor Mate, În minți împrăștiate, în care el vorbea despre relația copiilor și despre faptul că ar da bucuros un an de școală pe o relație bună cu copiii, știi? Că uneori trebuie să ai priorități și o prioritate esențială este relația asta cu copiii pe care tu să o păstrezi, în care copilul se simtă în siguranță cu tine și nu amenințat, și nu mereu vizat, și nu mereu criticat, și nu mereu observat și corectat. Copiii trebuie să fie copii, să greșească, să se joace, să murdărească, să strice, fiindcă n-ai cum să înveți despre viață dacă nu trăiești. Nu poți să înveți să te speli pe mâini până nu te murdărești. Corect. Uite, aș vrea să păstrez în fața unei boli până te îmbolnăvești, până la urmă, decât dacă apar vaccin. Da, vaccinuri. Da. Dar e exact același lucru și în viață. Uite, aș vrea să comentăm pe scurt, un subcapitol care mi-a atras mie atenția, mi s-a părut important și care cumva vine în completarea tuturor celor spuse de tine puțin mai devreme. Pleci obosit, pleci stresat, pleci deja setat că nu e bine, că aia, că găsești, apropo de perfecționistul din tine, găsești tot felul de lucruri, ești cârcotaș, aia nu-ți place, aia nu-mi, aia nu știu ce, nu știu cum, într-o vacație. Bun. Ideea este în felul următor. Capitolul 2 al cărții, Familia Conștientă, se numește modul în care cultura îi programează pe părinți să dea greș. Da? Un titlu foarte sugestiv. Și mi-a atras atenția un subcapitol, și anume, când grija este simțită ca o dorință de a controla. Da. Când grija de fapt nu este iubire, da? Aici trebuie să facem și această distinție între grijă și iubire, da? Apropo de alficon și de mama cloșcă hiperprotectoare și așa mai departe. Trebuie să facem distinția asta între ceea ce înseamnă iubirea, să spunem, necondiționată, atunci când vorbim despre iubirea parentală pentru copii, și partea cealaltă când ne gândim de fapt în spatele unei griji excesive
stă iubirea față de copil sau dorința de a controla? Acel părinte elicopter, da? Care survolează spațiul intim al copilului și să știe la fiecare secundă ce faci. Sorin, tu ești mai experimentat decât mine, că tu ai doi copii. Dar câte emoții se încurcă acolo în, în iubirea asta noastră pentru copii? Cu câte emoții ne confruntăm noi? Hai, nu zi de zi, dar așa, când, când privim la termenele astea limită. Uite, încep, copilul meu trebuie să înceapă școala. E un prag, știi? Când ajungem la, la pragurile astea, pe multe nele imaginare, știi? Cu câte emoții ne confruntăm noi? De la vină, anxietate, grijă, frică, frica pentru el că poate nu o să reușească și frica pentru noi că poate nu suntem suficient de buni. Toate emoțiile astea sunt atât de sudate între ele că efectiv nu... Ai nevoie de o oglindă din exterior de multe ori ca să înțelegi ce se întâmplă cu tine. Să înțelegi că grija ta e de fapt toxică sau că grija ta e de fapt o expresie a fricii tale, a fricii tale că nu ești un părinte bun sau a fricii tale că vei da greș, știi? Tocmai pentru că societatea îți creează imaginea asta și tu ai ideea asta în mintea unui copil perfect, să zicem, sau unui copil realizat, sau visurile care tu pleci la drum și ce-ți dorești tu pentru copiii tăi și când confrunți realitatea, pentru că timpul începe să se scurgă, știi? Și la un an era copilul perfect care se juca și era atât plin de viață și ți-ar fi venit să-l mănânci și să-l iubești mereu și la doi ani începe să meargă și începe să zică nu și te întrebi oare de ce țipă la mine și de ce urlă și de ce îți dă cu fundul de pământ, că uite... Și începe să se spargă un pic imaginea asta copilului perfect și încep fricile, adevăratele frici. Că n-ai să reușești sau că poate el nu are ce-i trebuie, știi? Nu știu ce ar trebui să-i trebuiască. Din păcate e un proces lung pe care nu-l faci înainte de vacanță. În vacanță e bine să-ți plănuiești așa, să-ți propui să fii cât mai copil tu cu putință, știi? Să uiți de ce înseamnă să fii părintele la critic sau părintele la cu standarde și să fii cât mai copil posibil ca să poți să te bucuri de jocul copilul tău și de jocul cu oamenii mari din jurul tău, pentru că și noi ne jucăm în vacanță. Adulții mergem în vacanță să ne jucăm, nu? Să ne simțim bine să ne jucăm. Și în schimb, procesul ăsta de a renunța, nu știu dacă e cuvântul potrivit, de a renunța la frici, dar de a înțelege ce se întâmplă cu noi. E un proces de doliu. E un proces de pierdere. Și îl facem așa pas cu pas, îl facem treptat, pe măsură ce copilul pleacă de lângă noi, pe măsură ce copilul crește și începe să plece și nu mai suntem noi centrul atenției lui, centrul universului lui și trebuie să-i dăm drumul să plece, dar noi nu putem, că el este centrul vieții noastre și tot așa, știi? Și facem pașii ăștia treptați. Și pe de o parte învățăm să iubim copilul care este autentic, copilul real pe care noi îl avem și care nu e perfect, că nici noi nu suntem și nimeni nu va fi vreodată, și copilul care poate o să dea greș, dar o să fie fericit. Adică greș din perspectiva cui? Din perspectiva societății, din că nu o să îndeplinească visurile noastre. Poate că el o să fie fericit, așa cum e. Poate fie mecanic de mașini și o să fie cel mai fericit om din lume. Eu știu, nu... Orice se poate întâmpla. Dar atâta timp cât se întâmplă cu acceptarea noastră, că viața nu înseamnă etichete, modele, standarde, viața e ceea ce trăim. Știi? Și uneori, nu știu, oamenii obișnuiți sunt mai fericiți decât familiile regale și avem multe exemple. Uneori, oamenii obișnuiți sunt mai fericiți decât cei mai mari oameni de afaceri ai planetei, nu știu. Și pe parcurs învățăm să renunțăm la așteptările noastre și la sentimentele noastre complicate, poate că ajungem să avem relația autentică cu copilul nostru, dar copilul care poate să ne spună ce simte
Și noi putem să fim acolo pentru el, știi? Și când este greu, nu putem să-l salvăm când este greu. Când putem să trecem noi prin lucrurile alea? De fapt, noi am trecut prin alea, noi am trecut prin experiențele alea, noi am trecut prin greutăți. Și uite că am supraviețuit, am trăit și am învățat multe lucruri de acolo. De cele mai multe ori, din momentele noastre de criză, din momentele noastre de încercare, am învățat foarte multe lucruri. Dar ne-a și durut. Și a fost bine când a fost cineva acolo să ne vadă și să ne țină în brațe și când a fost cineva acolo ca să înțeleagă ce se întâmplă cu noi, ca să nu fim traumatizați, de fapt. Știi? Că nu adversități, adică nu greutățile te traumatizează până la urmă, ci cum primești tu lovitura aia. O primești din plin, o primești fără să fi avut nicio pregătire, fără reziliență, fără să fie cineva lângă tine care să-ți răspundă, să fie în relație cu tine și să te ajute să vezi că viața continuă, că tu ai puterea și ai resursele să treci mai departe. Știi? Iar la fel, știu că a devenit deja un light motiv, știi? Cea mai bună protecție pentru traumă, cea mai bună protecție în fața eșecului, cea mai bună protecție în fața dependenței de droguri, de alcool și de toate cele, este relația autentică, atașamentul sigur pe care copilul îl are cu un adult. Absolut. Da? Și oameni, copii care există documentate nenumărate cazuri, oameni care au trecut prin situații de viață absolut incredibile, de nedus, de nespus, de negândit, da? Dar care au avut alături de ei un om care a putut să ducă cu ei povara aia și să fie alături de ei și să resemnifice pentru ei ce s-a întâmplat acolo, da? Oamenii au ajuns bine. Da? În ciuda traumei, în ciuda durerii, în ciuda problemelor. Nu durerea e problema, știi? Ci cu cine o duci, cu cine ești acolo în durerea ta. Și încercările în viață o să vină mereu. Poate nu o să vină acum când tu ești acolo să-l salvezi mereu, dar ce faci când o să vină la 14-15 ani și o să se simtă neputincios? Și o să simtă un gol în interiorul lui? Că n-a trecut prin viață. Ce te faci când apare la 20-25 de ani, când el își dă seama că a fost mereu cineva acolo să-i rezolve problemele și el simte că e incapabil? Știi, un alt lucru pe care ne-l spun terapeuții este să-ți crești copilul având în minte unde vrei tu ca el să ajungă. Pentru că dacă tu vrei să-i dezvolți reziliență, știi, reziliența în sensul ăsta de flexibilitate, capacitatea de a face față la situațiile grele, resurse, trebuie să-l lasă să-și descopere resursele, să-l ajut să le descopere. Nu să fii tu unica resursă din viața lui, că tu s-ar putea să nu mai fii acolo la un moment dat. Exact, da. Da? Sau dacă vrei ca copilul tău să fie un bun, nu știu, logician, îi dezvolți logica. Știi? Ce-ți propui tu pentru viitor, pentru copilul ăla? Nu poți să faci lucruri contrare, de exemplu, să controlezi viața copilului până la cele mai mici detalii și să te aștepți ca el, fiind adult, să știe cum să-și controleze propria viață sau să o pună în ordine. Că n-a avut de unde să învețe. E ca și cum, nu știu, te aștepți ca un câine să facă trucuri fără să-l fi dresat. N-a pus după 20 de ani să aștepți ca un copil să știe lucruri că n-a avut contact cu ele, nu știe ce sale, știi? Îl trimiți la facultate și te aștepți ca el să știe să-și țină sub control impulsurile, atât timp cât tu ai fost cel care în permanență l-ai tras deoparte, l-ai închis în casă, nu l-ai lăsat să exploreze impulsurile. Nu. Dacă tu n-ai lăsat copilul să învețe despre sexualitate, te aștepți ca la 20 de ani el să știe cum să-și controleze impulsurile sexuale sau să știe ce ia, să aibă o educație sexuală, da. Să știe ce înseamnă să intri într-o relație cu sexul opus plină de respect și să aștepte respect. Știi că aici vorbim de fetele care ajung să fie abuzate în relații pentru că ele nu știu ce să aștepte de la o relație. El nu știe ce să aștepte de la un bărbat. N-au avut un exemplu în casă, de exemplu, de tată care să le fie oferit respect. Și vorbim de transmiterea traumei de la o generație la alta pentru că un copil abuzat este obișnuit cu abuzul.
El asta a învățat, de exemplu. Când batem copiii, să nu ne mire că fata noastră vine acasă odată bătută de soț. Că ea asta a învățat. Ea a învățat că e ok să fii bătut, nu până la urmă. Adică, ce facem noi acum are consecințe mai târziu. Acum poate ne e bine, totul e cald, dacă eu controlez viața copilului, nu am probleme. Dar pe viitor, să nu mă aștept ca el să știe să facă față unor situații. Decât dacă îi dau ocazia să treacă prin ele. Exact cum vorbeam și despre tristețe și emoțiile negative. Cum să facă față pierderii? Cum să facă față unor emoții negative când eu am fost tot timpul acolo să-l apăr de ele? Noi am luat un câine ca să nu afle ce înseamnă să-i moară câinele. Știi, noi de multe ori acționăm din frica noastră și nu din iubire. Dragii cred noștri, că despre asta vorbește foarte mult Șefali Țavari, da. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre cartea Familia Conștientă, o revoluție în parentaj sau despre cum să ne creștem copiii cu atenție și înțelepciune de Șefali Țavari, o carte publicată în colecția Parentaj în cadrul campaniei 12 soluții pentru o vacanță în armonie. A fost alături de noi Gabriela Denis, psihoterapeut, senior editor Herald, și nu uitați, urmăriți-ne și în continuare, urmăriți și celelalte episoade din cadrul acestei campanii. Ne puteți vedea pe pagina oficială de Facebook Herald, dar și pe canalul de YouTube Herald. Mulțumim încă o dată, Gabriela Denis, pentru sfaturile foarte utile pe care le-ai oferit părinților. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod. Până atunci, să aveți o zi frumoasă, o zi însorită și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!